ce a fost acuzată că și-ar fi făcut prea multe injecții în față care nu au avut un rezultat deloc pozitiv. Sonia a oferit primele declarații pe marginea subiectului. Cântăreața a ajuns, într-adevăr, de nerecunoscut și a vorbit în cadrul unei emisiuni despre problema de sănătate cu care se confruntă. Sonia neagă însă că ar fi vina esteticienilor sau a injecțiilor, așa cum se tot zvonește, ci spune că are, de fapt, o problemă medicală care îi face fața să fie atât de umflată. Sonia, primele declarații despre fața umflată, totuși, aceasta a spus încă nu știe motivul pentru care a ajuns în această situație îngrijorătoare. Artista s-a ales dintr-o dată cu capul umflat, iar acest lucru nu poate fi pus, spre exemplu, pe seama al mării în greutate, deoarece silueta ei arată în continuare bine. Fața Soniei este însă foarte umflată, iar artista a dezvăluit că a făcut și analize în acest sens, iar acum așteaptă părerea medicilor. Punct este o problemă medicală. Sper în curând să aflu și eu despre ce e vorba. Am făcut și niște analize. Nu m-am trezit cu fața sa umflată peste noapte. E ceva care încep s-a întâmplat și acum sunt și eu la fel de curioasă să aflu despre ce e vorba. Momentan n-am mai multe lucruri de spus, virgulă, a declarat Sonia în cadrul emisiunii Răida Bun de la Antena Stars. Deși Sonia susține că de data aceasta nu a intervenit în zona feței, aceasta și-a făcut, de-a lungul timpului, mai multe intervenții estetice. Vedeta s-a operat la nas, și-a mărit buzele și dezvonește, de asemenea, că și-ar fi injectat și pomeții. Fiecare face ce dorește cu corpul lui și nu mă simt în măsură să judec pe cineva pentru asta. Singura mea recomandare este dacă o faci, să o faci pentru tine, nu pentru ceva sau cineva. Nu am de gând să fac nimic, căci mă simt foarte ok în pielea mea, virgulă, spunea Sonia în urmă cu câțiva ani, însă se pare că și-a schimbat pe parcurs mentalitatea în legătură cu operațiile estetice.